cu care vreau să înregistrez. Am luat de la gunoi, vă pune să credeți. Dar vreau să specific că nu era gunoi gunoi, era gunoi de la târgul de fructe. Vale? Astăzi am fost, am avut niște treabă cu un oraș și ce să vezi, ne-am nimerit într-o localitate în care i-a fusese târg, chiar se închidea târgul. Bă, băiatule, cum o plimbam eu pe acolo, ea închidea. Bă, zice, păcat, uite, nu mă mai uitat și la alea, la alea, la alea. Culegeam floricele și când văd că se închide târgul și ce să vezi, când trec eu pe lângă unde la de noi, bă, băiete, o grămadă căpșun, băi, zi, nu se poate așa ceva, nu se poate să... Să arunce astea căpșuni. Ele arătau mult mai bine, dar cum au stat cu noi pe mașină și ne-am plimbat, s-au negrit un pic. Dar ele sunt super. Și am luat, oameni buni, am luat căpșuni de la gunoi. Vă vine să credeți. Dar era târg de fructe și legume, nu era orice gunoi. Așa că în seara asta avem treabă. Așa că în seara asta o să avem o grămadă treabă. Să mă ocup de, în primul rând de căpșunile astea. Că uite ce am făcut. Uite, omule, ce am făcut. Eu, Georgiana Sârbu, aia cu, am avut 3 canale odată de YouTube, nu mai am. Bine, le-am și pe alea, dar le-am pus pe privat. Așa, uite ce am făcut. Uite ce am găsit astăzi. Cred că am 20 de chile de căpșuni. Le-am găsit unde crezi tu că le-am găsit la gunoi. Tu le-ai fi luat de la gunoi? Nu cred. Eu le-am luat, ce să vezi. Hai să ne apucăm de treabă. Mă apuc să le spăl, să fac gym, că e păcat de ele. Mirea. Vreau să spun că erau de la gunoi din ăsta, de la târg. Nu era gunoi de la locuințe, astea, știi? Și cum stăteam ele acolo, am zis, de ce să nu iau, domnule, să fac și niște chestii. Și mă apuc acum să le spăl și să facem gem. I-am trecut, mi-am cumpărat și zahăr, mi-am cumpărat de toate să fac gem. Ia uite. Mănânc din el până la anul. Să-mi spuneți, cine ar mânca de la gunoi? De-astea. Deci eu, de prima dată când fac chestia asta. Dar liniștiți, da. Hai, s-a nimerit? Păi, iată, erau lădițe întregi. Astea erau lădițe puse. Și nu puteam să iau atâtea lădițe și am căutat și nouă ladă pe acolo și le-am vărsat pe toate în lada asta mare. Și o să-mi scot și mi le pun la piept pe foc. La început aveam și un pic de ce să zic. Păi, cum se iau eu, băiatule, băiatule, cum se iau eu de-astea? Da. Ce are? Și le păstrez pe astea bune. Și ce nu sunt buni, nu. Așa că avem mult timp astăzi de... Avem treabă multă azi. Nu știu dacă le fac față la toate astea. Dar vedem ce iese. Am luat ciuperci, am luat... Doamne ferește, am acolo... O tonă de pătrunjel, o tonă de chestii, o grămadă chestii am făcut. Doamne ferește! Uite! A? Păi câți bani dădeam eu pe asta? Doamne ferește, maică trecită! Dovlecei, o să fac și niște dovlecei prăjiți, o să avem treabă în seara asta, multă. Am mătut păi mari. Dar mi-e plac chestiile astea. Ne-am distrat. O grămadă. Și spăl bine, le fac și gata. Super. Și asta, voi ați luat așa ceva? Nu cred. Da, mă rog. Asta e. Vreau să-mi fac și o poză cu asta. Să-ți dăm aici pe asta. Și să vezi ce băbobii le fac eu. Am și ardei, am și dovlecei. Brocoli, nu spun că-s brocoli erau, cât... Câtă conopidă, bă, băiatule, aruncat, aiurea, madre mia. Așa, să las un pic capa asta să curgă peste ele. Și să vezi ce gemul mie îmi fac eu de numai. Și nu mai cumpăr, că ați văzut, e 2 euro.